Bună ziua! Invitată alături de mine astăzi în studioul Puterea Știrilor este deputatul Mara Mareș și președintele Tineretului Național Liberal. Bună ziua și bine ai revenit și îți mulțumesc că ai acceptat și de această dată invitația noastră. Eu vă mulțumesc, Marinela, și mă bucur întotdeauna să fiu din nou alături de voi. Iată, ne pregătim practic să încheiem un an extrem de agitat, cel puțin pe scena politică. Au fost foarte, foarte multe schimbări. Am avut două tipuri de alegeri anul acesta și PNL pare mi se că a ieșit bine, spun eu, din cele două examene. Cum iese din perspectiva ta PNL din 2019? A fost un an foarte plin, foarte greu, dar acum, dacă tragem linie că suntem la finalul anului, a fost totuși un an bun. A fost un an în care Partidul Național Liberal a intrat la guvernare, într-un guvern minoritar, desigur, însă am reușit să trecem moțiunea de cenzură și să dăm jos cel mai incompetent guvern pe care l-a avut România după 89 încoace, din păcate, și îmi pare rău să vorbim despre lucrurile astea acum în preajma sărbătorilor, însă totul s-a sfârșit cu bine și vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Am avut alegerile europarlamentare pe care Partidul Național Liberal le-a câștigat, am trimis 10 parlamentari la Bruxelles, un număr record pentru noi. Au fost niște alegeri grele. Întotdeauna alegerile parlamentare sunt mai dificile pentru că este mai greu să transmiți mesajul de la Bruxelles și impactul politicilor de la Bruxelles către oameni, pentru că există în continuare, dar totuși văd că se fac progrese, o comunicare mai greoaie între ceea ce se întâmplă la Bruxelles, ceea ce fac instituțiile europene și cum se răsfrânge în viața noastră de zi cu zi, ce impact are Uniunea Europeană în viața noastră de zi cu zi. Și noi asta am încercat să facem, atât prin campania pe care am dus-o, dar și noi la Tineretul Național Liberal, să explicăm oamenilor cât mai bine, cât de important este ca Partidul Național Liberal și automat și Partidul Popular European, PPE, să fie cât mai bine reprezentat în Parlamentul European, așa încât politicile care se duc acolo, politicile de centru-dreapta, să cum și cât se vor resimți în viața noastră de zi cu zi. Apoi au urmat alegerile prezidențiale. De acolo tururi. Ați avut o luptă chiar cu candidatul PSD în turul 2. Cu candidatul PSD, exact. Am trecut și de turul 1 foarte bine, iar în turul 2, da, ne-am luptat cu sau împotriva Partidului Social Democrat. Lucrurile s-au terminat bine. Klaus Iohannis și-a recâștigat mandatul. Românii au înțeles că PSD-ul este pur și simplu periculos pentru țară. Și eu nu o spun asta ca și o declarație politică, ci văzând exact impactul pe care Partidul Social Democrat l-a avut în viața de zi cu zi a oamenilor, cu dobânzi crescute, cu inflații crescute, cu, sigur, pensii și salarii crescute, dar coșul de cumpărături și el mai scump, se anula una pe alta. Deci prejudiciile au fost mari pentru românii. Dar ceea ce este bine este că încheiem anul cu un alt fel de a face politică, cu Ludovic Orban în fruntea guvernului, care tocmai ce a constituit un buget alături de membrii guvernului bazat pe cifre reale pentru prima oară după mult timp. Și că tot ai amintit de preluarea guvernării de către PNL, cât de grea este haina guvernării, dacă o pot numi așa, după o guvernare social-democrată îndelungată? Este foarte grea, să știți, și eforturile pe care le fac miniștrii și premierul PNL sunt unele uriașe. Tot auzim vorba aceasta cu moștenirea grea, greaua moștenire, greaua moștenire, grea moștenire, exact. Cum o numește presa. Să știți că nu este doar o lozincă și poate multă lume s-a săturat să audă despre greaua moștenire, dar este o realitate. Și vreau să vă dau un singur exemplu foarte relevant. Nu s-au plătit sumele din TVA, nu s-a returnat TVA-ul în primele 9 luni ale anului, mă rog, până la bilanțul primelor 9 luni, așa încât să se țină un deficit bugetar cât mai mic, să nu se alarmeze populația și inclusiv ceilalți actori de pe scena politică.
nu s-au plătit facturile către PNDL și aici vorbesc despre firmele private care au făcut lucrări pentru stat, care nu și-au primit banii. Statul, pe vremea PSD-ului, a sechestrat efectiv banii privaților așa încât să vândă o imagine a economiei românești decentă, nu bună, decentă. Iar noi am intrat la guvernare și am găsit toate aceste lucruri. Am văzut că nu sunt plătite facturile, TVA-ul nu este returnat, pensiile nu erau plătite și nici banii alocați. Deci s-au întâmplat niște lucruri pur și simplu de ochii lumii, să ne păcălească și pe noi, cei din sfera politică, dar și pe oameni, că economia duduie, cum spunea cineva acum câțiva ani. Ei bine, economia nu duduia și eforturile, pentru că de aici am plecat, eforturile pe care le-a făcut Partidul Național Liberal și pe care le face în continuare, inclusiv în construirea bugetului pentru anul următor, sunt uriașe. Depășim deficitul, pentru că dacă vrem să fim cinstiți și să spunem lucrurile pe nume și să arătăm oamenilor exact cum arată lucrurile, fără să mai îmbrăcăm frumos nimic, da, depășit deficitul. Pentru că am avut niște cheltuieli anul acesta absolut absurde, am avut alte cheltuieli necesare ascunse despre care vă spuneam mai devreme. Dar pentru prima oară bugetul s-a făcut pe o creștere economică reală, care ține cont de ceea ce ne spune Comisia Europeană, așa cum nu s-a întâmplat anul trecut, dacă ținem bine minte, când s-a construit un buget cu mai mult de 1% peste ce ne spunea Comisia Europeană că va fi creșterea economică. Este un buget care își angajează și investiții, și plata în timp a pensiilor și salariilor din sistemul public. Și este un buget care dorește să echilibreze situația economică așa încât din 2021 încolo focusul să nu fie doar pe ținerea în echilibru a situației țării, ci pe investiții. Și este un buget care va fi aprobat prin asumare, practic, da, în Parlament. Prin angajarea răspunderii. Este o inițiativă, cum să spun... Practic, PSD-ul are 3 zile la dispoziție să depună moțiune de cenzură, dacă își doresc socialdemocrații. Este pregătită PNL pentru un examen de acest fel? PNL este pregătit pentru o moțiune de cenzură, așa cum a fost pregătit și pentru moțiunea de cenzură împotriva PSD. Într-adevăr, este o premieră. Bugetul va trece prin angajarea răspunderii, în cazul în care PSD nu depune moțiune de cenzură și nu trece moțiunea de cenzură. Este un examen de responsabilitate pentru Partidul Social Democrat. Acum vom vedea dacă într-adevăr au înțeles tot răul pe care l-au făcut, dacă noua conducere interimară într-adevăr este capabilă, cu ghilimele de rigoare, să-și pună cenușă în cap și să facă acel pas în spate sau în lateral măcar și să se reformeze, să înțeleagă exact de ce are România nevoie și să nu mai pună în primul rând de ce are PSD nevoie. Bugetul trece prin angajarea răspunderii și e foarte important ca oamenii să știe de ce facem acest lucru. Angajarea răspunderii înseamnă ca Parlamentul să nu dea un vot pentru o anumită lege sau un anumit proiect, cum este bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, și acesta se consideră trecut, adoptat, dacă nu se depune moțiune de cenzură în 3 zile. Există un pericol foarte mare de dinamitare efectivă a bugetului țării. Așa cum s-a încercat și ieri și alaltă ieri prin scăderea TVA-ului, prin dublarea alocațiilor, banii țării sunt unii singuri, nu putem să inventăm alți bani noi ca să acoperim niște cheltuieli nesustenabile, efectiv nesustenabile. Banii țării, bugetul statului, de fapt banii oamenilor sunt aceia plătiți din taxele oamenilor, din contribuțiile oamenilor, din impozite. Nu sunt niște bani care pot fi crescuți sau scăzuți în vreun fel din pixul cuiva. Sunt dar aceiași. Încearcă PSD să saboteze bugetul prin aceste măsuri de ultim moment. Exact asta se întâmplă. Acolo și voiam să ajung și vă mulțumesc. Banii sunt aceiași. Dacă noi venim cu niște amendamente, și acesta este pericolul, pentru că matematica din Parlament e aceeași ca în 2016. PSD-ul reușește încă să dețină majoritatea. Mă rog, acum depinde foarte mult de moment, de mobilizarea noastră și așa mai departe. Trebuie să fim cinstiți. Însă riscăm să primim niște amendamente la legea bugetului pe care
să nu le putem, din punct de vedere financiar, să nu le putem susține. Așadar, dintr-un act de responsabilitate, Partidul Național Liberal și Guvernul Orban a decis să treacă bugetul prin angajarea răspunderii. Desigur, există și aici, e important de menționat și închei subiectul cu acest ultim comentariu, există și aici posibilitatea de a depune amendamente. Nu, deci pretindem PSD că bugetul n-ar fi perfectibil. Poate depune, însă este la latitudinea guvernului dacă amendamentul este admis sau respins. Se mai implică tinerii în politică? Uite, faci parte din generația tânără de politicieni. Ce ai observat? Tinerii se mai implică în politică? Nouă, la Tineretul Național Liberal, ne place să spunem că noi suntem generația altfel. Generația care spune lucrurilor pe nume, căreia nu este frică să-și asume riscuri, generația care face politică altfel. Este atât de încurajator să văd că mai ales după câștigul de la europarlamentare, atât de mulți tineri vor să se înscrie în Tineretul Național Liberal. Am avut o creștere fabuloasă pe care eu, de când sunt membru al Tineretului Național Liberal, nu am mai văzut-o. Vin oamenii spre noi, da, anul acesta, după europarlamentare și continuă, trendul continuă. Am avut o ascensiune, chiar o ascensiune imediat după câștigarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Încurajator să văd că tinerii... Deci mai este o speranță. Atât de mult se implică, da. Dar eu sunt plină de speranță din punctul ăsta de vedere și mă bucur tare mult că închei anul în felul ăsta. Cât de mare este acum organizația de tineret? Câți membri are? Suntem, să știți, chiar în mijlocul unui recensământ al Tineretului Național Liberal cu ghilimele de rigoare, însă trecem bine de 30.000 de membri. Suntem cea mai mare organizație politică de tineret din România și în top 3-ul organizațiilor politice de tineret din Europa, al celor parte PPE, deci centru-dreapta, dar cred eu că și, oricum, în primele 5 locuri trebuie să fim și dacă le luăm în calcul pe celelalte de pe eșichierul politic. Ce își propune Tineretul Național Liberal pentru 2020? Vă pot spune ce își propune președintele Tineretului Național Liberal pentru 2020. Își propune promovarea tinerilor în administrația locală, în Parlament, la anul. Eu încerc să le spun de fiecare dată că trebuie să aibă curaj să își ia ceea ce doresc, pentru că în politică foarte rar primești ceva. De cel mai multe ori trebuie să-ți iei. Și trebuie să aibă curajul să-și ia. Mai ales dacă ești la început. Și trebuie să aibă curajul să-și ia atâta timp cât știu că sunt buni pe ceea ce fac, atâta timp cât sunt principiali și atâta timp cât sunt dispuși să își ofere munca și timpul lor, deseori și timpul lor liber, pentru interesul comun și nu pentru interesul lor. Și asta le spun mereu, dacă îndeplinesc aceste trei criterii, atunci au toate motivele să spună și să-și ia ceea ce își doresc de la politică. Vrem să promovăm cât mai mulți consilieri locali tineri, consilieri județeni, primari și la sfârșitul anului următor, parlamentari. De ce ar trebui tinerii să se implice în politică? Un mesaj pentru tinerii debusolați, aș spune eu, care ne privesc. De ce ar trebui ei să se implice? În general, tânăra generație simte că vrea o schimbare. Și asta o auzim și în mediul politic și în afara mediului politic. Toată lumea își dorește o schimbare, dar în special tinerii care se lovesc de uneori conflict generațional, alteori de metehnele vechi de care încă nu am reușit să scăpăm. Iar politica este cea mai simplă cale prin care se poate obține o schimbare. Desigur, există și alte căi, dar prin politică, politica este cel mai direct și cel mai scurt drum către schimbare. Iar dacă acest lucru nu este necesar, atunci sigur putem să ne referim și la un spirit civic și la o, nu știu, dorința de a aparține unei comunități care face lucruri bune și partidele până la urmă și asta trebuie să fie o comunitate care își dorește să facă lucruri bune. Cred eu că astea sunt motive suficiente. Desigur, acum nu putem să facem toți politică și ar fi ciudat să își dorească fiecare tânăr să se scrie într-un partid politic. Nu e nevoie. Noi ce avem nevoie ca și țară și mai ales ca și generație este să fim cei mai buni în ceea ce facem. Fie că facem politică, fie că suntem studenți la medicină, la arhitectură, la jurnalism. Cel mai important este
să facă tot ceea ce trebuie ca să fie cei mai buni. Și atunci, dacă au asta în minte, cu siguranță avem o șansă și schimbarea vine. Ai avut un moment, nu știu, în care te-ai gândit să renunți la politică și să nu faci altceva? Vă spun cu sinceritate că am avut niște momente grele în care m-am întrebat dacă este acesta într-adevăr drumul meu. Dar trec repede, pentru că asta e pasiunea mea din totdeauna, politica. Am știut întotdeauna că asta trebuie să fac. Poate pare ciudat, însă eu sunt niște chestiuni în viață pe care efectiv le simt. Simți că asta este pentru tine sau nu este pentru tine. Și atunci când vine din interior, nu ai cum să greșești. Dar cum e atmosfera în Parlament, acolo unde te întâlnești, iată, cu deputații care au 3-4 mandate la activ? Da, e greu de multe ori, e greu. Sunt femeie, sunt tânără și mi s-a întâmplat deseori să mă confrunt cu vari preconcepții, să spun așa. Deci încă mai există preconcepții în 2019? Bineînțeles, o grămadă. Dar așa cum spuneam și mai devreme, eu îmi fac treaba cât de bine pot, vă spun sincer, consum mare parte din energia mea în ceea ce fac, în viața mea profesională. Acum sigur că poate pe alte părți am de pierdut, însă asta mi dă o liniște și o mulțumire care nu se compară cu altceva. Faptul că fac efectiv tot ceea ce pot și atunci când simt că parcă puteam să fac încă un pic mai mult, dar nu știu, poate am fost obosită, poate am prioritizat ceva ce nu trebuia prioritizat, am mari mustrări de conștiință. Așadar, data următoare știu sigur că șansele să nu dau 100% sunt și mai mici. Din păcate, mulți tineri sunt și în afara țării, au plecat, am văzut în ultimii ani tot mai mulți tineri, din nefericire. Ce mesaj aveți pentru cei aflați departe de țară și în prag de sărbători, iată, tineri, și de ce ar trebui ei să se întoarcă acasă? Au un motiv acum să se întoarcă acasă? În Tineretul Național Liberal și în Tineretul Popular European vorbim foarte des despre exodul creierelor. Iar din Europa, România este țara cea mai afectată de exodul creierelor. Avem mulți tineri deștepți care pleacă, studiază în străinătate sau muncesc în străinătate și nu se mai întorc acasă. Eu am fost plecată 8 ani, am locuit în Marea Britanie, după care m-am întors înapoi acasă, dar din păcate am fost o excepție. Și lucrul ăsta mă îndrisează foarte mult, că eu am fost excepția și nu sunt norma. Am avut inițiative chiar și în Parlament, ar fi eliminarea taxei de echivalare a studiilor, introducerea bacalaureatului internațional în sistemul public din România, așa încât să încercăm prin măsurile parlamentare, măsurile care țineau de putere legislativă, pentru că acolo mă aflam la acel moment, mă rog, și în continuare, doar că acum suntem la guvernare, să fac măcar câțiva pași pentru a crea acel mediu propice unde tinerii să își dorească să se întoarcă, pentru că ei nu rămân în străinătate pentru că nu le place acasă, ci pentru că nu au acea bază de unde să prospere și aici. Și oportunitățile sunt mai mari dincolo și aici noi avem foarte mult de muncit. Nu putem să le spunem de ce nu veniți înapoi, nu? Noi trebuie să creăm acel cadru propice pentru ei ca să-și dorească să se întoarcă înapoi. Pe tine ce te-a făcut să te întorci în țară? Mi-ai pus o întrebare pe care o primesc foarte des și am primit-o și cât timp locuiam în Marea Britanie și cât am studiat acolo, însă eu niciodată n-am știut să răspund la ea și nu știu să-ți răspund nici ție astăzi. Și știu că ca și politician, tânăr politician, nu trebuie să zic nu știu, dar chiar nu știu și îți spun și de ce nu știu. Pentru că eu niciodată nu mi-am pus problema să nu mă întorc înapoi acasă. Am știut din prima clipă în care am plecat, la 16 ani, că atunci când îmi voi termina studiile, eu o să vin te înapoi acasă. În țară. Nu mi-am pus problema nicio clipă să rămân acolo. A fost extraordinar. M-am format într-un mod în care probabil nu reușeam să mă formez în România. Însă nicio clipă nu mi-a trecut prin cap să locuiesc sau să muncesc acolo. Am știut că ceea ce voi învăța acolo, voi pune în aplicare la mine acasă. Dar cum a fost întoarcerea în țară? Povestește-ne puțin. Ai fost dezamăgită? Poate te așteptai, nu știu, să găsești altceva în țară? Sau obișnuită fiind cu un sistem al Marii Britanii care este peste al nostru?
Mi-a fost greu, pe de-o parte, cu toate că aici m-am regăsit total, întotdeauna. În Marea Britanie nu m-am regăsit niciodată 100%, tot timpul tânjam după România, după ceea ce înseamnă românismul, românii. Întotdeauna mi-a lipsit partea asta de regăsire totală. A fost ușor greu la început, pentru că așteptările mele nu erau unele realiste atunci când m-am întors înapoi. Așteptam ca lucrurile să funcționeze mult mai ușor, oamenii să fie uneori mai serioși, sistemul public să fie unul serios și competent. Am avut oareșce dificultăți, însă le-am depășit, nu a fost o problemă. Dar, uite, acum mi-am adus aminte, am avut un moment care într-adevăr m-a lovit după ce m-am întors înapoi în România. Am vrut să-mi echivalez diplomele de studii, diploma de bacalaureat, de licență și de master pe care le-am obținut în Marea Britanie. Și în căutările mele de pe internet, a fost chiar în prima lună după ce m-am întors înapoi acasă, am aflat că ca să pot să-mi echivalez diplomele, trebuie să pregătesc un dosar stufos, durează 30 de zile și, atenție, mi se percepe o taxă. Eu, ca student român și ca pentru și a-ți depune dosarul doar. Pentru a-mi echivala diploma, pentru ca diploma mea de facultate să fie recunoscută în România. Diploma obținută într-un alt stat membru al Uniunii Europene în acea vreme. În limba engleză, nu într-o limbă care nu este de circulație internațională. Și am fost absolut șocată că statul român, în loc să mă primească pe mine și pe ceilalți studenți români care ar trecut prin același lucru, atunci când mă întorc acasă, în loc să mă primească cu brațele deschise și să îmi ofere o facilitate, mă taxează, la propriu îmi cere bani. Și e important ca ascultătorii și privitorii noștri să știe astăzi că echivalarea unei diplome se duce chiar și până la 100 de euro. Wow. Prin diverse legalizări, traduceri, apostilări și așa mai departe. Sunt deci mai birocrația acte. O birocrație pe bani pentru studenții români care se întorc înapoi acasă. Mi s-a părut de-a dreptul ofensator. Iar atunci când am intrat în Parlament, am depus o inițiativă legislativă de eliminare a taxei de echivalare a studiilor, pe care PSD-ul mi-a picat-o. Deci n-a trecut la vot. Inițiativă pe care am redepus-o acum și sper eu că cu această ușor modificată majoritate parlamentară va trece. Da. Mara Mareș, și eu îți mulțumesc pentru prezența ta. Eu îți mulțumesc, ta, o plăcere, de totdeauna noi, să fie și de voi. Să ne revedem cu bine, de ce nu și la anul. Să sperăm că o să fie un an mai bun. Mulțumesc.